Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Una caldă, una rece pentru patronul FCSB, am citit că, mă rog, FCSB știți, a dat 3 goluri Rapidului. Da, știm, tei. Da, asta și vrem să vorbim un pic despre asta, că ZAF parcă am trecut prea ușor peste această știre ieri. Mă gândeam să revenim. Era trauma prea proaspătă, da. Dar acum putem totuși. Acum ai mai asimilat? Da, sunteți niște drăguți. Ai trecut în faza, de duminică seara am trecut. Serios. Bun. Serios. Deci FCSB a dat. Și obișnuiți cu năpasta și atunci... Bă, dar și când o să ne obișnuim numai cu victoriile? Da, am deschis subiectul, nu se mai oprește. Da. Deci FCSB a dat 3 boabe la Rapid, da. Iar lui Gigi Becali au fost furate 3 oi. Vezi? Cum înțelegi? Soarta e ca un sacrificiu. Adică... A fost un semn asta. E practic 3 cu 3. Bine că nu i-au furat mai multe. Da, exact. Înainte de meci. Pac, stâna, ce înainte știi? De meci? Înainte de meci. Înainte. Ăsta e sacrificiu, gata. L-a făcut-o special. E deci, citez din presă, ProSport. Stâna deținută de Gigi Becali în Pipera... Pipera, marginea Bucureștiului, un cartier scump, a fost prădată de mai mulți indivizi. Aceștia au folosit metoda porbagajul pentru a lua de la latifundiarul din Pipera 3 oi. Și aici eu am numeroase întrebări. Am așa, în primul rând, nu știam că Gigi Becali mai are oi. El a zis mereu, da. Poți să păstrezi de câteva oi. Câteva? Câteva, dar la el în curte acolo. Da, zice că are stână. Are stână în curte? Asta nu știu. Pentru că asta e a doua întrebare. Nu știam că mai există stână în Pipera. În Pipera, dacă te uiți, dacă dai Pipera pe Google, singurele lucruri pe care le găsește acolo sunt anunțuri imobiliare. Da. Toată lumea vinde, în primul rând, că, mă rog, de cumpărat nu știu cine mai cumpără. Trebuie să cauți la opțiune acolo, știi? Marmură, termopana și stână. Stână în parcare. Dotată cu stână. Bă, deci mai există stână în Pipera? E stână mai mică, mai... Cât de mică era, totuși? Nu știu să spun exact, că n-am văzut, dar știu că domnul Neagigi are o sumă de oi. Aha. De care nu se poate despărți. A zis că nici nu o se despartă vreodată. Bun. Și are producție de brânză asta, știu. Și unde sigur. Găsești brânza asta produsă de... La dânsul, la nu. Curte. Deci la asta pentru el, are oile și mănâncă el brânză. Aș face dânsul brânza face... lui? Da. De câte oi ai nevoie, câtă brânză poți să mănânci și cât o oie, două oi, adică... Câteva oi, câteva mioare. O brânză... Uh-huh. Are cioban angajat, știi? Da. Pentru că și a treia. Ce naiba e aia, nu vă spărați, metoda porbagajul la furatoi? Că zici că sună metoda Maradona sau ceva. Da. Deci, care este subtilitatea metodei? Ce gen de porbagaj? Practic, au luat oile, le-au băgat în porbagaj și au plecat, nu? Da. Asta e metoda porbagajul. Da. Deci, cum ar fi metoda măciucă în cap? Cum l-a furat? I-a dat o măciucă în cap. Da. Deci este metoda măciucă în cap. Nu e o metodă. Este un mijloc de transport. Da. Au luat oile, le-au pus în porbagaj și au plecat cu ele. Probabil, în mod obișnuit, se fură oi așa. Uh-huh. Ce noi nu știm, că na. Da. Cei trei, fiți atenți, că nu e la dânsul în curte. Cei trei suspecți au intrat cu o mașină pe câmpul unde se aflau la păscut oile lui Gigi Becali, au luat trei și au fugit. Deci e altă stână decât cea din curte. Da. 1500 de euro trei oi. 500 de euro mioara. Dar și aia din curte doar nu pășunează oile în curte. Păi eu nu cred că are stână în curte. Le ține în curte, dar le dă drumul cu ciobanul, le duce și le plimbă. Eu nu... În spatele curții. Suntem total nepregătiți pentru știrea asta. Da, n-am fost în curte la domnul Gigi Becali niciodată. Da. Dacă a fost cineva în curte la domnul Gigi Becali, să ne scrie și nouă pe WhatsApp. Unde e stâna, domne? Da, sau dacă o are, că poate nu are. Și e mare, adică sunt multe, pentru că e altă... Următoarea întrebare este asta. Poliția a fost alertată sâmbătă, deci practic înainte de meci, după ce ciobanul angajat de Gigi Becali a realizat că îi lipsesc 3 oi. Și întrebarea mea este, frate, cum faci? Le numeri în fiecare zi, erau multe, puține, că dacă erau 4, îți dai seama că au lipsit 3. Dar dacă sunt 100, cum faci? Le numeri în fiecare dimineață? Eu uite, asta nu-mi dau seama. Am mai văzut turme de mioare coborând în zare, nu? Și, bă, erau multe, niciodată adică sunt, da. După părerea mea, eu nici nu mă pricep la oi și la ciobănit, dar minimum 50 de oi într-o turmă. Hai, spre 60-70 am văzut. Dar turme cu 3 oi sau 4 oi, ca să-ți dai seama imediat că-ți lipsește. Mini turme de-astea, de turme butic. Da. Da, pentru brânză. Turmă butic. Uite, zice cineva că sunt cel puțin 2-3 stâne în Pipera, le vezi de pe autostradă. Aha. Da, cineva zice că există stână între case și autostradă, cum mergi spre centură după casele de pe partea dreaptă. Ce bombă. Da. Alex zice că sigur mai are stână, că a văzut-o el. Da. Are vreo 30 de oi. Am văzut un reportaj mai demult la TV. Uh-huh.
Asta e întrebarea mea. Dacă ai mai mult de 30-40 de oi, cum îți dai seama că îți lipsesc treile? Nu mergi dimineața, seara? Ziceți că voi să... Oile se numără la culcare seara, zice cineva. Da, asta, bun, asta e o altă treabă. Acum n-adorme. Da, mă, și uite, vezi că nu ne pică fisa. Nu ne pice pe dată, nu suntem suficient de isteți, da, și e și matinal câteodată, aici. Adesea. Metoda porbagajul, zice, e o ironie la dosarul în care a fost condamnat și Zmărândescu când i-au furat mașina lui Becali. Aaaa. Știi că i-au băgat pe aia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.